Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre multe, multe lucruri, așa că eu cred că va fi un video mai lung decât de obicei. Dar știți că în lunar fac clipul acesta cu favoritele lunii, cu parfumuri pe care le-am purtat mai mult în luna respectivă sau le-am descoperit și au fost așa dragoste la primul puf. Dar vorbim și în partea a doua a clipului despre produse favorite și recomandări de toamnă. De această dată vreau să vă povestesc despre produse de make-up și produse consumate de make-up, despre produse de skincare, despre parfumuri pentru casă și lumânări parfumate, dar și despre produse pentru unghii, pentru că v-am povestit eu câte ceva în clipul trecut și acum fac un fel de update și un fel de haul. Da. Haideți să începem clipul cu parfumurile, așa cum fac de obicei. În primul rând, vorbim despre La Vie Belle Elixir, un parfum de designer foarte reușit din punctul meu de vedere. Ca să vă faceți o idee sau la ce m-a dus cu gândul parfumul, pentru că mi s-a părut imediat că seamănă cu ceva, ei bine, eu zic că acesta este insolansul așa cum aș fi vrut eu să fie. Pentru că Insolans este un parfum mai matur, pudrat, cu multă violetă, dar și cu fructe. Aici avem mai multe fructe, avem un sirop de zmeură pe o bază pudrată și baza aceea pudrată mă duce cu gândul la Insolans, doar că acesta este mai fructat, mai tineresc, mai jucăuș, foarte frumos parfumul, vi-l recomand cu tot dragul, vine și Black Friday și da, L'Elixir, La Vie Belle, nu are ADN-ul, este un parfum diferit și foarte, foarte frumos, testați-l. Vedeți că deja am aici ceva crăciunistic, a apărut la Pepco colecția de Crăciun. O să vedeți și în clipul acesta niște produse din această colecție, dar am făcut pe grupul de membri un haul și m-am gândit eu să fac și altfel de content pe acest canal, doar că nu o să amestec partea de parfumuri cu altfel de content, așa că altfel de content găsiți pe grupul de membri unde puteți să vă alăturați și voi. Abonamentul este de la 4 lei pe lună în sus. Alegeți orice tip de abonament și aveți același content, așa că am de gând să vin și cu altfel de subiecte pe grupul de membri. Un alt parfum care a rămas printre favoritele mele de anul trecut și anul acesta, sunt la fel de încântată de el și mă reprezintă foarte bine acest parfum, este Commodity Milk. Vin reducerile. Urmăriți pe Military Shop, acolo găsiți parfumurile de la Commodity. Dacă mergeți în magazine, în Delirium, în Obsentum, testați-le pe piele. Parfumul ăsta este cel mai cozy parfum din colecția mea. E o combinație de gurmand cu lemnos, dar partea asta lemnoasă e așa super... Mă duce cu gândul la un lemn negru, la o mobilă din aceea masivă și partea gurmandă este un caramel puțin afumat, nu știu. Nu e un parfum ușor de descris, cel mai bine e să-l testați pe pielea voastră, să vedeți cum vă înțelegeți cu el. Eu sunt foarte curioasă și despre Milk Minus, dar și despre acelea noi cu fructe, nu știu exact cum se numesc, Juicy, nu mai știu cum se numesc, dar sunt foarte curioasă de orice parfum de la Commodity pentru că ador brandul acesta. Și un alt parfum care și el mă reprezintă este Bianco Latte. Este cel mai frumos parfum gurmand din colecția mea și îmi mențin această părere și anul trecut am zis la fel. Aici avem o frișcă. Avem un parfum cremos cu multă frișcă, este foarte pufos, foarte dulce. Are ceva puțin în comun cu Milk, partea aceea lactonico-caramelicioasă cumva. Bianco Latte când se usucă are acolo un caramel așa cremos, moale, lactonic. Și partea asta parcă o simt și în Milk. Deci au ceva în comun.
Doar că când vine vorba despre bianco latte, este prăjitură pufoasă, albă, cremoasă, lactonică și aici vorbim despre un parfum cozy care îți dă o stare din asta de te duce într-o cabană la munte, unde este cald, unde ai un șemineu. Îți spune altă poveste, Milk, și este și lemnos, deci nu este un gurmand 100%, dar parfumurile astea două mă înnebunesc. Și haide să vă arăt și un parfum pe care l-am luat în colecție recent, l-ați văzut într-un haul, un alt parfum total diferit de cele două, de Milk și de Bianco Latte, care și el este altfel și care și el mi se potrivește 100%. Este vorba despre Annie, cea mai frumoasă vanilie condimentată. Vai cât de frumos este! Are o aromă atât de frumoasă, are notele alea verzi diferite la început, are și ghimbir, vanilie, deci este și dulce, este și spicy. V-am mai spus că parfumul acesta mă duce cu gândul la o poțiune magică, la o poțiune, la un elixir vrăjitoresc, să zic așa. E ceva deosebit și mă bucur să îl am în colecție. Testați-l dacă nu l-ați testat încă. Haideți să trecem la următorul parfum. Un parfum care cred eu că trebuie să atingi o anumită maturitate pentru a putea să-l porți. Și este vorba despre Shalimar, apa de parfum. Ați văzut la mine și alte variante. Recent a început să mă atragă parfumul acesta și să pot să-l port, pentru că acum ceva timp aș fi zis niciodată n-o să port Shalimar pentru că este prea puternic. Are o tărie parfumul acesta peste care trebuie să treci, are o deschidere foarte puternică, dar l-am purtat și pot să zic că îmi place. De fapt, am mai purtat și varianta veche pe care o am în colecție. O de colon, de exemplu, îl am și pe el și da, seamănă între ele. Doar că mi se pare că apa de colonie este mai aerisită, ca să zic așa. Acesta este mult mai strong. Mi se pare că parfumurile de la Guerlain și-au păstrat, calitatea după reformulări, adică nu mi se pare foarte diferit de varianta veche. Și am observat asta și la alte parfumuri. Deci nu aș avea emoții să cumpăr o variantă nouă a unui parfum de la Guerlain, pentru că s-a menținut foarte, foarte bine și apreciez chestia asta. Deci Shalimar este un parfum matur și puternic pe care trebuie să-l testezi înainte, îl găsești în magazine și mi se pare că este foarte potrivit în perioada rece acest Shalimar superb. Îmi place foarte mult sticluța aceasta, îmi place foarte mult și sticluța veche, deși nu am capac la ea, din păcate. Dar îmi plac mai mult sticlele astea, sincer. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este La Belle Parfum. Dacă mă întrebați anul trecut pe care să vi-l recomand dintre La Belle și La Belle Parfum, v-aș fi spus că La Belle, pentru că este mai echilibrat, pentru că acesta este mai întunecat în ghilimele, mai siropos, mai fructat, ca să zic așa, acela este mai echilibrat și era favoritul meu. Ei bine, anul acesta m-am îndreptat mai mult înspre La Belle Parfum. Este minunat acest parfum, este delicios. El are în note pară, tonka, iasomie și vanilie. Doamne, dar ce pară este aceasta? Pentru că nu este o pară coaptă, zemoasă. Este ceva caramelicios, caramelizat, este dat prin zahăr, prin vată de zahăr. Nu știu ce pară este, că toată lumea zice pară, pară. Mai am și eu parfumuri cu pară, dar sunt fructate. Ăsta este dulce, dulce, dulce. Da, și îmi place foarte mult, vă dați seama, pentru că eu ador parfumurile dulci, dar
simt în el și niște vată de zahăr și niște fructe roșii, adică mai ales când se usucă, eu asta simt în parfumurile astea, e un sirop foarte dulce, cu ceva caramelicios, cu vată de zahăr. Așa pot eu să-l descriu, îmi pare rău, îl ador, îl iubesc și pe la Belle și pe el. Sunt clar niște parfumuri de designer de care nu m-aș despărți niciodată. Și nu știu când o să seamănă foarte bine. Mirosul este tot pe acolo. Și la Belle și la Belle Parfum. Nu știu pe care l-aș recumpăra, că îmi plac ambele. Am văzut că au făcut niște modificări, l-au reformulat, au făcut sticluța altfel și, sinceră să fiu, îmi place mai mult asta. E mult mai calitativă decât aceea, așa mi se pare mie. Trecem la cea de-a doua parte a clipului, în care vorbim despre produse și o să încep cu produsele de make-up. În primul rând, le-am consumat pe cele două. Aici este un produs de sprâncene de la Benefit. Cred că l-am mai inclus odată în produse consumate, doar că am mai tot tras de el. El are și niște firicele care ajută la umplerea sprâncenelor și este foarte bun produsul acesta. Eu l-am avut la un moment dat într-un advent de la Sephora și de aceea este și varianta asta mică. Trebuie recumpărat produsul acesta pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și acest concealer de la Maybelline pe care l-am folosit și ca pe fond de ten. L-am folosit pe post de concealer așa cum trebuie, deși este multi-use, dar l-am folosit când mă grăbeam, așa repede, repede, ca pe fond de ten și este foarte, foarte ok pentru că nu încarcă. Pentru că este o formulă așa foarte subțirică, care se întinde repede, nu încarcă, v-am zis, nuanțe sunt foarte multe la produsul acesta și nu știu dacă o să-l recumpăr, poate o să încerc și altceva, dar e clar că mi-a plăcut. E ușor, foarte ușor de folosit, mai ales dacă vă faceți așa un machiaj ușor de zi cu zi pe grabă. Vreau să vă recomand pentru toamnă acest gloss de la Fenty. Este Fenty Glow Gloss Bomb. Este preferatul meu, este glossul meu preferat și mi se pare o nuanță foarte potrivită pentru toamnă. Apoi, un primer pe care l-am descoperit recent este acest Milk Hydro Grip Primer. Este o bază hidratantă care ține machiajul la locul lui, dar și hidratează. Și să știți că nu este un produs din acela care hidratează și îți lasă tenul gras, mai ales dacă aveți tenul gras, nu vă gândiți că acesta este un hidratant care vă face tenul și mai gras, nu, e super. Mi se pare foarte, foarte bun pentru toate tipurile de ten. Și îmi place să folosesc o bază, să nu mai pun cremă ca și bază sau ce folosesc eu pentru skincare ca și bază, pentru că o cremă poate să facă fondul de ten să arate nasol. Adică mi s-a întâmplat, ce să zic, că eu folosesc ca și bază o cremă de față, cremele pe care le folosesc eu. Dar acum am un primer hidratant care îmi place foarte mult și este Milk-ul acesta. Nu știu exact unde îl găsiți, dar mi-a plăcut și vreau să vă recomand și două palete de farduri. În primul rând, una pe care mi-am cumpărat-o la un moment dat de toamnă. Îmi plac foarte mult paletele de la Too Faced și am câteva în colecție. Am destule de la Too Faced. Aceasta este cea mai nouă, bine, cea mai nouă pe care o am eu. Are niște nuanțe superbe și o să încep să o folosesc. De fapt, asta voiam să vă zic că este ca și recomandare pentru toamnă. S-ar putea să fie alte palete acum disponibile pe
De unde am cumpărat eu paleta asta? Am cumpărat-o de unde aveam și abonamentul de beauty, cutia aceea, de pe Look Fantastic, da. De acolo am luat-o pentru că la noi mi se pare că nu apăruse, parcă, dar are niște nuanțe foarte, foarte frumoase și, în general, cei de la Too Faced fac tot felul de ediții din astea de sărbători și le ador, le ador. Deci nuanțele sunt superbisime. Haideți să vă arăt o nuanță, două nuanțe de fapt, pe care le-am folosit eu mai mult și uitați-vă la asta. Asta este o nuanță care îmi place foarte mult și asta este o nuanță foarte potrivită pentru toamnă. Cele două sunt minunate, deci asta are niște irizații mov, așa, nu știu, roz, gold, mov. Cred că n-am mai întâlnit o nuanță din asta prin palete, este foarte, foarte frumoasă. Și mai am una pe care am tot folosit-o în ultima perioadă, pe asta o să încep să o folosesc de acum încolo. Nu vă gândiți că îmi fac eu vreun machiaj complicat, în general folosesc cam două nuanțe dintr-o paletă, dar îmi place să am niște palete de calitate și îmi plac foarte mult cele de la Too Faced. De la Dior îmi place foarte mult aceasta pentru toamnă, sunt niște nuanțe mai dark, sunt foarte pigmentate. Și cel mai mult îmi place paleta aia lor cu iluminator, cu bronzer. O am și pe aceea în colecție, am folosit-o foarte, foarte mult și cu asta trebuie să am grijă pentru că dacă pun mai mult, s-a terminat. Sunt foarte, foarte pigmentate. În general folosesc nuanța asta și asta. De aici pun foarte puțin pentru că sunt pigmentate și pot să stric machiajul dacă folosesc eu așa nuanțe închise, dar da, îmi plac foarte mult astea de la Dior. Îmi place aceea cu patru nuanțe pentru față și cred că mi-ar plăcea și una din asta de farduri cu nuanțe mai deschise, pentru că în general eu prefer nuanțele mai deschise. Asta se numește Amber și este 003. Dar da, mi-ar plăcea una cu nuanțe mai deschise. Pentru perioada rece e bună asta. Trecem la recomandări de toamnă în ceea ce privește lumânările parfumate și parfumurile de cameră. O să încep cu lumânările parfumate pentru că sunt preferatele mele. Eu am pe aceasta de la Silvia Matias Candle pe Instagram. Dacă vreți lumânări parfumate delicioase din ceară de soia, le găsiți la ea. Este o fată super, super drăguță cu care puteți să discutați dacă aveți întrebări, dacă, nu știu, poate vreți să întrebați despre prețuri, despre arome și așa mai departe, o găsiți pe Instagram, vă las eu linkul în descriere. Și eu am aici Pumpkin Spice, este singura lumânare de la ea intactă, eu am mai multe, am consumat-o pe aceea care este cu ciocolată cu lapte, mi-a plăcut foarte mult și aceea și asta este delicioasă. Da. Deci, lumânările parfumate sunt pe primul loc în perioada rece și vreau să vă arăt și un produs despre care pot să vă spun că este zero. M-a încântat pentru că este un produs Airwick. Și știți că, na, este un brand ok. Au și spray-urile acelea pentru aparate, de care nu am fost așa dezamăgită și este un brand ok pentru market, dar nu miroase a nimic produsul ăsta. A nimic, deci eu nu am văzut așa ceva, am avut și firme mai proaste care nu au fost zero ca acesta. Și el este așa, a avut parfum, are o chestie în care se îmbibă parfumul și îl scoți așa și ar trebui să împrăștie parfum. Deci nu miroase a nimic. Dacă îl miros așa, are un parfum fructat, destul de subtil, dar pus într-o cameră mică, deci nici măcar nu l-am pus într-o cameră mai mare,
nu miroase nici măcar lângă el. Deci nimic, nimic, nimic. Eu nu pot să înțeleg așa ceva. E, fugiți de prostiile astea dacă le găsiți, pentru că oricum nici, nu pot să zic că a fost scump, dar totuși, de ce l-ai scoate, chiar și la un preț mai mic, dacă nu miroase deloc, 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 deloc. Doar dacă bag eu nasul în el și nu o să fac asta. Deci nu o să mai recumpăr niciodată această porcărie care pur și simplu m-a încântat că este Airwick. Niciodată. Și... haideți să trecem și la un produs mai bun. Nu bun, foarte bun. Este acest parfum de cameră Dr. Vranjes. O să vă scriu pe ecran ca să nu... na, v-am citit exact, să nu pocesc denumirea asta. Rosso Nobile se numește și este un parfum care miroase a struguri dulci, dar nu miroase doar a struguri, este foarte complexă aroma și persistă foarte, foarte bine dat așa prin casă pe draperii, de exemplu. Își menține foarte bine mirosul, este foarte intens. Și îmi place foarte mult. Chiar mi-ar plăcea un parfum cu aroma asta. Ei chiar au și parfumuri pe care le mai găsiți pe aici, pe acolo. Pe make-up, de exemplu, am văzut parfumuri de la casa aceasta. Mi-a plăcut foarte mult. L-am și consumat. Mai am câteva pufuri aici. M-a cucerit cu aroma asta de struguri delicioasă. Din colecția de Crăciun de la Pepco am cumpărat și uleiuri parfumate pe care eu le folosesc în difuzor. Am aici două uleiuri care fac parte din două seturi diferite. Am făcut un haul pe grupul de membri unde le-am și mirosit împreună și am povestit mai multe despre ele. Aici avem din setul crăciunistic Vanilla Xmas Brownie. Este un ulei care miroase pudrat și miroase a cacao, a brownie. Foarte faine sunt, mi se par foarte bune aromele. Și colecția cu uleiuri mai parfumate, miros a parfum pur și simplu, mai florale, mai lemnoase. Aici avem, de exemplu, Dark Orchid și Patchouli. Foarte bine miroase, miroase a un parfum. Da, este un miros mai floral și... acestea sunt florale, lemnoase, parfumate, iar acestea sunt crăciunistice și delicioase. O să vă pun pe ecran că am făcut eu niște poze și să vedeți cum arată seturile. A fost 10 lei un set de 5 arome, dacă nu mă înșel, le găsiți în Pepco. La capitolul skincare vin cu o recomandare pentru zona ochilor. Este vorba despre L'Oreal Revitalift Filler. Și haideți să vă arăt partea cea mai faină și care mi-a plăcut mie mult de tot. Este acest aplicator. Știți că în general mi se pare că... ia să văd eu. Uite, iluminează cearcănele și reduce pungile de sub ochi, ajută și faptul că aceste biluțe sunt reci. Umple ridurile din jurul ochilor și netezește tenul. Aplicator răcoritor, sub formă de 3 bile din oțel inoxidabil, ideal și ca bază sub fondul de ten. Asta voiam să vă spun, că este bun și ca bază și nu este... un produs, nu știu, pe care să-l simți ciudat pe sub ochi sau care să se lipească. Nu se lipește, e ok și chiar se vede când îl folosesc că iluminează zona asta de sub ochi. Și scrie că este recunoscut de dermatologi, mă rog, are 1,5% acid hialuronic, 1% cafeină, mai foloseam eu ceva cu cafeină de la un alt brand, 4% niacinamidă și nu are parfum. Este un produs care mie îmi place foarte, foarte mult și îmi place mult de tot și aplicatorul și că pot să-l folosesc pe el, pe sub machiaj, deci chiar, chiar e ok, chiar e bun. Și ultimele produse despre care vorbim sunt de unghii. Vai, nu știu, cred că a ieșit un video destul de lung. În fine, dacă nu v-am lămurit, puneți-mi în comentarii întrebări că vă răspund, deci dacă nu v-am lămurit cu anumite produse, poate n-am vorbit prea mult despre ele.
Eu îmi fac unghiile acasă cu o jă semipermanentă. V-am povestit în clipul de luna trecută, în favoritele lunii septembrie, v-am povestit că am cumpărat un top care nu era soak off, adică nu se îndepărta cu un lichid din ăsta care te ajută să-ți dai o jă semipermanentă jos, ci doar cu pila electrică, și îmi era foarte greu să mă apuc să-mi fac unghiile, dar am zis tot acolo că o să-mi cumpăr un top normal care se îndepărtează mai ușor. Și da, top coat glossy de la Cupio. În general vă recomand produsele de la Cupio, sunt geniale. Am folosit deja o lună de zile pe unghii produsul acesta. Mi-au rezistat fără probleme. Mi-a plăcut foarte mult acel produs care se îndepărta cu pila electrică pentru că întărea foarte bine unghiile. Deci nu, n-aveai cum, țineau și 2 luni chiar, dacă vrei să arate inestetic. Dar să știți că nici acesta nu este mai prejos. Chiar dacă nu simt că mi întărește unghia la fel ca acela, nu am avut probleme cu unghiile. Dacă 3 săptămâni îmi rezistă unghiile fără să se vadă urât, fără să sară la vârfuri, este perfect. Mai mult de 3 săptămâni nici nu am nevoie, pentru că am foarte multe nuanțe de la Cupio și nu numai de la Cupio, am multe nuanțe de ojă și vreau să mai încerc și altceva. Dar top coat-ul acesta este foarte, foarte bun și chiar mi-am făcut unghiile recent. Așa, vedeți că în general oja semipermanentă nu este atât de lucioasă, dar topul acesta le ajută să fie, să se vadă frumos. Și haideți să vorbim și despre oja semipermanentă. Am folosit de data aceasta dintr-o gamă de toamnă, Color Fall, se numește, nuanța este Nude Story. Asta am eu pe unghii acum, o nuanță nude. Și am mai folosit una din colecția de toamnă, un maroniu cu nuanțe roșcate, ca să zic așa. Dar n-am găsit-o printre atâtea oje să vă arăt și pe aceea. Aceasta este nude, este din colecția de toamnă și este foarte bună. Deci mie îmi plac produsele de la Cupio, dar voiam să vă mai spun despre un alt brand, mai puțin cunoscut decât Cupio. Cupio este foarte iubit și foarte cunoscut, dar Neonail nu este un brand atât de cunoscut. Îl găsiți pe Notino. Pe Notino găsiți brandul acesta și îmi plac nuanțele lor. Mai am și alte nuanțe, dar eu am folosit-o doar pe aceasta, care se numește Shiny Rose, și am folosit-o pe unghia aceasta. Mi-a plăcut foarte mult cum se aplică și nu am pus 2 straturi și totuși s-a aplicat foarte bine și da, e un glitter dense. Nu am avut nevoie de 2 aplicări. Mi s-a părut ok. O să folosesc și celelalte nuanțe și vă mai povestesc eu despre brandul acesta, dar momentan sunt mulțumită. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut clipul acesta. V-am zis, aștept întrebări dacă nu v-am lămurit, aștept recomandări în cazul în care aveți și voi recomandări de toamnă pentru mine. Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like, să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!